Băi, dar e corect? Tu abia te-ai angajat aici, eu sunt de 2 ani, facem exact același lucru, iar tu primești un salariu de 2 ori ceva mai mare decât al meu? Așa mi s-a adresat cineva când eu tocmai ajunsesem la un nou loc de muncă, pe vremea când lucram încă în radio și televiziune. Da, mi se pare foarte firesc să primesc un asemenea salariu, am zis. Știam eu cât câștigi tu? Nu, s-a potignit omul puțin confuz. Dar cum n-ai bai făcut, că eu am cerut mărire și degeaba? Mi s-a zis că nu e buget. Băi, eu știu un singur lucru, i-am răspuns cât se poate de amical și colegial. Știu că întotdeauna sunt resurse. Că nu există criza adevărată decât în mințile noastre. Și că merit banii ăștia din plin, ce mama naibii. Hai mă, lasă-mă, de unde știi? Din lumea mea interioară. Dacă eu nu cred în mine și în potențialul meu, oare cum ar putea să creadă ceilalți? Cum să vadă ceilalți că eu am potențial dacă eu mi-l ascund cu frică, cu rușine, cu jenă, cu vină? Trebuie să înveți cu adevărat să-ți îmbunătățești permanent mentalitatea. Oricât de bună ți-ai considera-o tu acum, în permanență, toată viața, înțelegi? Ce m-a adus în punctul în care mă aflu astăzi, știu sigur că nu mă va duce în locul în care voi vrea să fiu mâine, decât dacă îmbunătățesc ceva în gândirea, în mentalitatea mea, în inteligența mea emoțională. Nu sunt un geniu, nu sunt altfel decât nimeni din jurul meu. Doar cred în mine, cred în oameni, cred mereu că se poate și fac ceva să se poată și să se vadă. Când nu văd rezultatele, oricât de greu mi-ar veni, schimb, fac altceva, fac din nou, dar nu renunț. Nu renunț, am fost obișnuit să nu renunț. Am învățat direct de la Paul Martinelli, unul dintre mentorii mei, să fac pact, să fiu de acord doar cu potențialul meu și al tău, doar cu energia asta a noastră pozitivă, constructivă, cu resursele și cu soluțiile pe care le avem și le putem avea din belșug. Sunt Cătălin Stoica. Hai sus!